În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Iubiți credincioși, iată-ne în fața postului celui mare. Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta câteva reguli de comportament, aș putea să le numesc așa, în mare. Dar de când sunt eu mic, pentru că chiar dacă sunt și acum tot mic, eu am fost și mai mic, m-a preocupat un gând. De ce această duminică nu se numește după parabola sau după cuvântul pe care Mântuitorul l-a dat? Pentru că avem duminici care poartă numele textului evanghelic pe care îl propun Sfinții Părinți la Sfânta Liturghie. Avem Duminica Vameșului și a Fariseului, Duminica Fiului Sfitor, Duminica Judecății de apoi, dar iată că astăzi se numește Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. O te aștepți ca la Sfânta Evanghelie să ni se vorbească ceva de la Cartea Facerii, unde într-adevăr au fost istorisite evenimentele izgonirii efective a lui Adam din Rai. Dar iată că nu se întâmplă așa. Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Matei, ne spune despre cuvântul de-al minteri din predica de pe munte al Mântuitorului, unde acesta îi învață pe cei care ascultau să ierte pe aproapele, ca și Tatăl să ierte pe ei, atunci când postesc să-și spele fața lor, să nu arate oamenilor că postesc, să nu-și adune comori pe pământ unde moliile și rugina le strică și furii le fură, și să-și adune comori în cer, pentru că acolo nici molia, nici rugina nu le strică și nici furii nu le sapă și nu le fură, căci acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde este Adam din ecuația asta? Vă spun eu. Adică, am să îmi spun întâi mie și după aia o să auzi și dumneavoastră. Pentru că de prea multă vreme m-am gândit de ce este această izgonire. Se poate să ne gândim la faptul că ieșim spre post. Dar, după părerea mea, mesajul este mult, mult mai subtil. Este un îndemn pe care Mântuitorul ni-l face nouă, acela de a ne scoate din starea noastră de confort, de acolo de unde credem noi, adică ne amăgim noi că este starea de bine, pentru că vom vedea în continuare despre ce vreau să vă spun. A ieși din starea de confort, adică a alunga pe Adam din Rai, este o măsură pedagogică pe care Dumnezeu, ca un părinte bun, ne-o arată. Și anume, dacă stăm așa și ne gândim, toate celelalte duminici ale Triodului au vorbit despre același lucru. De a ne scoate din starea de confort. Și ne aducem aminte de Vameșul și de Fariseul care se rugau în templu. Cât de bine îi era Vameșului când ieșea prin piețe. Toți se uitau după el. Acum că îl mai vorbeau unii și de rău, e treaba lor, da, dar el avea un statut. S-a coborât din acest statut și s-a dus la templu. La templu a găsit pe cineva care s-a urcat într-un statut, adică fariseul, care și pe stradă era înconjurat de cuvinte frumoase de la ucenici, vânturau filacteriile și veșmintele lui scumpe, dar aici s-a urcat la un alt statut, acela de a desconsidera pe toți și a se așeza în fața lui Dumnezeu ca cel care îi mulțumește de altminteri pentru faptul că nu e ca ceilalți oameni. Și iată că învățăm de la unul care vine la un statut mai înalt în fața lui Dumnezeu și de la celălalt care pleacă din starea lui de confort către o smerenie și învățăm ceva. Că Mântuitorul spune la sfârșit, adevărat vă spun vouă, că mai îndreptat s-a întors acesta, adică Vameșul, la casa lui, decât acela.
Înseamnă că atunci când părăsim starea de confort, ne întoarcem în noi înșine mult mai îndreptați. Dar să mergem mai departe. Din ce stare a plecat fiul risipitor? O să spuneți că dintr-o stare bună către o stare și mai bună. Știți că dușmanul binelui e și mai binele. Și când a ajuns acolo, și-a dat seama că el a plecat, de fapt, dintr-o stare de confort. Dintr-o stare în care nu-l trezea nimeni dimineața. Dacă și argații de sub el o duceau mai bine decât o ducea el în momentele în care a căzut, vă imaginați că drumul lui a fost dintr-o stare de confort într-o stare de disconfort. Și ce a făcut? S-a întors. Și parcă ne sună ceva foarte, foarte familiar în urechi. S-a întors mai îndreptat la casa lui după această experiență. Adică de la drumul acesta, de la a părăsi o stare de confort și a ne întoarce, cu siguranță că aici trebuie să găsim calea. Dar mergem mai departe, duminica trecută, despre cei care au fost chemați la judecata de apoi și atunci când li s-a spus să meargă la stânga sau la dreapta, după cum au fost atenți sau nu au fost atenți față de Hristos, au întrebat toți: dar când nu ți-am dat, Doamne, să mănânci? Ai venit la noi vreodată și nu te-am primit în casă? Ai trecut vreodată pe stradă sau ai fost bolnav și nu te-am cercetat? Și atunci Dumnezeu îi scoate din starea aceea de confort în care ne aflăm cu toții. Păi nu spunem noi: bă, n-am dat în capul nimănui, n-am spart casa nimănui, sunt, bine mersi, de la 8 la 16 la muncă. Este bine. Asta e o stare de confort pentru mintea noastră. Și îi scoate Dumnezeu din starea aceea de confort și a spus: întrucât n-ați făcut unul dintre acești mai mici frații mei, nici mie nu mi-ați făcut. Iată că, iubiți credincioși, începem să înțelegem cam ce înseamnă ieșirea din starea de confort. Dar să nu uităm un principiu pe care astăzi Mântuitorul ne spune. Nu suntem obișnuiți cu legea cauzalității. Cauză și efect. Do ut des, ziceau latinii, dăm ca să-ți dau. Era o vorbă prin popor, nu mai știu dacă mai circul acum, eu o legasem în mintea mea de zona anilor 70. Privește-mă cu un ochi ca să te privesc cu doi. Problema este următoarea. Dacă acest troc funcționează, înseamnă că noi suntem într-o stare de confort. Dar Dumnezeu vrea altceva de la noi. Vrea ca din legea cauzalității să mai introducă un aspect, și anume cauză-efect și efect-cauzator. Cum adică? Tu care ai devenit un efect al cauzei care este Dumnezeu, la rândul tău ești chemat să fii cauză pentru a rodi alte efecte. Așadar, tu, iertând greșelile fraților tăi, adică celor care ți-au greșit, Dumnezeu îți va ierta ție greșelile. Și iată că tu, dintr-un efect, adică din cel care ești iertat de Dumnezeu, devii cauză de iertare pentru cel de lângă tine. Asta vreau să spun cu efectul cauzator. O să zic că una peste alta, astăzi este ziua în care Dumnezeu ne scoate, sau măcar ne invită frumos, că e vreme frumoasă afară, nu ne scoate în ploaie. Că știți, când era o ploaie, o zloată, vai de capul, vine bărbatul acasă obosit și îi zice soția că a uitat nu știu ce în grădină să închidă. Ce, măi, femeie, dar pe vremea asta nici câinele nu scoți afară. Păi am zis eu ceva de câine? Ei, Dumnezeu însă se poartă frumos cu noi, ne-a trimis o vreme frumoasă în care noi să vedem că ieșirea din starea de confort, de fapt, este spre binele nostru. Aceasta vreau să fie tema cuvântului meu modest de astăzi. Toți, atunci când suntem scoși din starea de confort, bineînțeles că dăm mărunt din buze. Păi numai eu, iar tot rândul meu este,
Când te scoate cineva, de exemplu, dintr-un birou și te așează în altul, ori mai înghesuit, ori, te-a scos din starea ta de confort, unde aveai de toate, aveai cubajul respectiv normelor de conviețuire și așa mai departe și te aruncă în altă parte. Măi, în loc să constați că în locul acela mic nu mai ești cu încă 10 inși, cu un spațiu mai mare, și să vezi bucuria și șansa de a fi tu însuți între patru pereți, zici, da, îi lați, au rămas cu spațiu mai mare și pe mine m-a dat aici. Păi da, te-a dat și trebuie să vezi șansa de a te șlefui. Despre această șansă de a ne șlefui ne vorbește tocmai numele pe care Sfinții Părinți l-au rânduit pentru ziua de astăzi. Și să vă mai spun, de fapt, cum funcționăm noi. Noi oamenii avem un subconștient care până mai de ună zi, prin anii 80, se considera că ocupă 90% din capacitățile noastre de a gândi și de a supraviețui. Însă, prin anul 90, din anul 2000, când deja am început să trăim în mileniul 3 ore religioase, nu mai e deloc, s-a stabilit că nu e așa. 95% este subconștient față de 5% care înseamnă ce? Lipsa stării de confort, adică ceea ce ne-a rămas partea conștientă. Ce vrea Dumnezeu astăzi de la noi? Să ne scoată din cele 95% către cele 5% să le îmbunătățim. Și anume, cum se face lucrul acesta? Se face exact conform legii pe care v-am pregătit-o așa încet, încet, a efectului cauzator. Și anume, de ce ne simțim noi prost? Nu proști, ne simțim prost. Pentru că așa gândim. Ați auzit pe mulți care, citind o carte sau stând lângă cineva, și-au propus ei așa deodată, gata, o să încep să gândesc pozitiv. De parcă gândirea pozitivă ar fi numai cu mintea. Gândirea pozitivă, dacă nu e făcută și cu trupul, cu sentimentele, n-am făcut nimic. Mulți se amăgesc că ei, de fapt, trăiesc altfel. Nu trăiesc altfel. Atâta vreme cât răspunsul trăirilor lor nu îi face să se simtă mai bine, înseamnă că nu au reușit să gândească trăind pozitiv. Și anume, ca să mă înțelegeți mai bine, problema stă în felul următor. Noi trebuie să înțelegem, măcar în acest post, următorul lucru. Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre la ceea ce cerem noi, ci Dumnezeu răspunde întotdeauna la ceea ce suntem noi. Și anume, noi cerem să facem pacea mondială. Noi cerem, adică, să facem pace cu vecinii, cu copiii noștri. Să facem, să dregem, cum zice românul. Dar, ce suntem noi? Suntem niște doritori de răzbunare. De-abia așteptăm să-l vedem pe vecinul care ne-a bătut toba să pățească și el ceva. Păi și atunci, la ce răspunde Dumnezeu? Dumnezeu răspunde la starea noastră de a fi. Adică răspunde fix la răzbunarea noastră, nu la gândul nostru de a face pace. Vedeți, de aceea, de multe ori, stăm așa în lungul drumului și așteptăm ceva de la Dumnezeu, zicem, uite, nu m-a auzit Dumnezeu. Păi Dumnezeu nu ascultă cu urechile astea pe care le știm noi. Dumnezeu ne răspunde cu siguranță stării noastre de a fi. Dacă suntem răzbunători, putem să gândim noi așa zis pozitiv până în pânzele albe. Dacă noi avem dorința să se instaureze un anumit soi de dreptate, că lasă că și eu 10-20 de ani m-am luptat, lasă să mai stea și ea la un birou de nu știu care, asta e tot o dorință de răzbunare. Dacă noi suntem înveninați, Dumnezeu nu răspunde la ceea ce vrem noi, ci la ceea ce suntem noi. Și ce se întâmplă? Ne dă mai mult decât avem. Ne face și mai răzbunători, ne face, pentru că de fapt ne facem noi. Așadar,
Haideți să înțelegem puțin, v-am spus și devreme, cum funcționăm noi. Noi avem cele 95% de subconștient cu noi. Adică, nu ne interesează când tragem aerul în piept. Apropo, dacă vă zic acum, inspirați, cu siguranță că până la sfârșitul cuvântării mele vă veți întreba dacă ați inspirat destul sau dacă trebuie să și respirați. Nu controlați nici bătăile inimii, nici respirațiile, nici mișcarea intercelulară. Nu controlați lucrurile acestea, zicem noi, dar le controlăm altfel. Cum vin la noi emoțiile? Cum ținem noi minte niște lucruri? Ținem prin emoțiile pe care acele lucruri ne le lasă la sfârșit. La sfârșit. Înseamnă că numai după ce se întâmplă un eveniment avem niște emoții. Așadar, când spunem că avem anumite emoții, nu vorbim despre lucruri viitoare, ci vorbim despre lucruri trecute. Așa este? Haideți că încet, încet, intrăm în cei 95% și parcă începem să tragem de ei. Dacă vrem, cum am zis la început, să gândim pozitiv, trebuie să știm că după gând trebuie să facem astfel încât să înlocuim sentimentele care țin neapărat de trecut, care au încheiat niște evenimente, să le înlocuim cu niște anticipări. Adică să gândim, mă, ce bine ar fi acum, dacă de luni încolo aș avea și eu timp să mă împac cu vecinul meu. E ăsta, da, gând. Deja încep să fii conștient. Deja începi să simți ceea ce n-ai trăit încă. Și simțirea nu mai devine în trecut, ci vine în viitor. Ce bine ar fi să mă îmbrățișez cu vecinul. Și deja în noi se descarcă o chimie care ne face să trăim îmbrățișarea cu un vecin pe care l-am înjurat toată viața, fără ca el să știe chiar tot. Și atunci, încet, încet, ce facem? Începem să ne controlăm modul de a fi. Și la modul nostru de a fi schimbat, Dumnezeu ce face? Răspunde. Dumnezeu răspunde unui om mai bun cu bunătate. Și în loc să gândim, Doamne, fă cu ăsta ceva, că m-a nebunit, zici, Doamne, dă-mi voie ca săptămâna viitoare să se întâmple să-L iau în brațe. Și deja simțiți cum luându-L în brațe, trăiți un eveniment pe care nu l-ați mai trăit. În prietenia cu viitorul, la nivelul acesta emoțional, să știți că face ca cele 5% să intre în cele 95% și să începem să vindecăm, adică după ce am fost scoși din starea de confort, pentru că de fiecare dată trebuie să recunoaștem, atunci când ne gândeam că Dumnezeu îi va face vecinului ceva, deja aveam niște bucurii. Deja parcă anticipam că o să-i facă ceva și corpul nostru se hrănea cu niște răutăți. Și când îl scoți din starea aia de confort, stai puțin, nu te mai bucura, bă nebune, că nu o să pățească asta nimic, hai să cultivi un alt fel de bucurie. Vă imaginați când ne schimbăm modul nostru de a fi? Înseamnă că de ce astăzi ne gândim la izgonirea lui Adam din rai? Tocmai pentru a ieși și noi din starea de confort. Confortul nostru este așa, să ne gândim la ceea ce ne-am pregătit, așa cum am spus, să ne gândim noi, hai că săptămâna asta, după cum e soarele ăsta, cu siguranță că va ieși odată dezbrăcat, nu o să fie atent și o să răcească. Așa se hrănește organismul nostru, cu emoții de genul ăsta, dacă nu suntem atenți. Cele 95% din procentele de care v-am vorbit, ne pregătesc pentru așa soi de mulțumire. E diabolică, nu? Este. Dar dacă nu ieșim din starea noastră de confort și să spunem, bă, hai să fac ceva totuși, să-l ajut cu ceva, să mă bag în seamă, pe românește, cu vecinul ca să fac ceva. E, dar acum trecem de la vecini la lucruri mai serioase. Ce facem noi cu noi înșine? Să nu credem că ne putem lua așa ca baronul Münchhausen de freză și să ne ridicăm să ieșim afară din situația dată. Nu, pentru că astăzi, cum v-am spus la început, Dumnezeu postulează acest efect
care să devină cauză. Și anume, fără aproapele, fără a-L ierta pe El, nici noi nu putem să mergem mai departe. De aceea postul nu se ține de unul singur. Postul nu înseamnă retragere. Postul înseamnă a sta în mijlocul celorlalți. Postul înseamnă a te prezenta în fața celorlalți cu o imagine luminoasă, cu lucruri pe care celălalt nici măcar nu le bănuiește că încă sunteți la un drum de a face o schimbare în voi. Iubiți credincioși, v-am spus la fiecare început de post că mă deranjează definiția lui negativă. Postul nu înseamnă să nu, postul înseamnă să da, să faci, să fii bun, să îmbrățișezi, să râzi, să îl scoți pe un om dintr-o anumită stare și să-l introduci în altă stare. Chiar m-a impresionat un testament al unuia dintre mai marii noștri care spunea: la mormântarea mea nu vreau să veniți cu nicio floare. Banii pe care i-ați cheltui, dați-le copiilor. Nu vreau să se spună la căpătâiul meu niciun cuvânt frumos. Păstrați cuvintele frumoase pentru cei care au nevoie de ele și îmbărbătați pe alții. Era vorba de Ion Mihalache, părintele neurologiei. Iubiți credincioși, dacă vom înțelege că postul este o șansă de a ne scoate din starea noastră de confort, vom înțelege rostul și rolul postului. Dumnezeu nu este un părinte hapsân care ne scoate afară din raiul nostru, ci ne arată că inclusiv în raiul nostru, pe care noi îl considerăm raiul nostru, starea noastră așa zisă de bine, se află lucruri care trebuie să mai fie modificate pe colo, pe colo. De ce? Pentru că atunci când ne obișnuim într-un fel și ne aducem, de exemplu, înainte de somn, toate telecomenzile de la toate instrumentele, inclusiv de la jaluzele, inclusiv de la căldură, de la televizor, de la laptop și așa mai departe, asta ce înseamnă? Că ne-am înconjurat de o stare de confort. Și ce facem? Am uitat să mai scriem, am uitat ce înseamnă să ne pregătim o idee și să începem o frază cu o literă mare, frumoasă și acompaniată, și în mintea noastră rămâne o emisferă care încet, încet se va atrofia. Da, se va atrofia. Mi-aduc aminte de un desen pe care l-am văzut zilele acestea. Era doamna, fostă tovarășă învățătoare, cu un elev la tablă și îi spunea să conjuge verbul a vorbi. Eu vb, tu vb, noi vb, 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 vb. Bun. Păi vb. Dar dacă vrei să intri la o facultate de litere cu vb-ul ăsta, ce mai faci? Dar eu am întrebat și altă dată. Bun, ce faci cu timpul ăla pe care tu l-ai economisit scriind vb în loc de vorbiți, vorbitori și așa mai departe? Ce ai făcut cu el? Nu ai făcut nimic. L-ai adăugat la raiul tău. Raiul tău care înseamnă comoditatea ta. Nu ai mai atins de 5 ori niște taste, ci numai 2. Și gata, ai dat drumul. Iubiți credincioși, să nu confundăm raiul cu starea noastră de confort. Pentru că starea noastră de confort cu siguranță că nu înseamnă raiul. Și asta a simțit-o. Și Vameșul, când a plecat din starea lui de confort la templu, a simțit că ceva e în neregulă și când s-a întors în așa zisul lui rai, chiar a găsit rai acolo, pentru că Mântuitorul ne dă dovada prin faptul că ne spune: mai îndreptat s-a întors acesta la casa lui decât acela. La fel a făcut și fiul risipitor când a văzut el că din starea lui de confort s-a cam ales praful, a zis: mă voi întoarce și acum o să știu să prețuiesc ce înseamnă un argat al tatălui meu, nu un fiu. Și n-a mai fost nevoie de așa ceva, că tot fiul l-a primit. Așa se întâmplă și cu cei care întreabă: Doamne, dar despre ce e vorba?
Când te-am văzut eu flămând, când te-am văzut eu gol și nu te-am ajutat? Da, mereu. Începe postul. Începe postul. Gândiți-vă numai la un singur aspect. Să spunem că este un calcul al contabilității. În urma unei zile de post, vă rămâne ceva. Pentru că orice s-ar spune, încă nu s-au aliniat prețurile astfel încât postul să coste, pe termen lung costă mai mult postul decât celălalt mod de a ne hrăni, dar gândiți-vă așa măcar pe termen scurt. Dom'le, am plecat de la serviciu și astăzi țin post, adică post negru. E, pachetul ăla de biscuiți sau de ce mâncam, ce fac cu el? Valoarea postului constă tocmai în ceea ce facem cu ceea ce nu mai avem nevoie sau refuzăm și atunci acea faptă bună pe care noi o facem devine efect cauzator. Iubiți credincioși, dacă suntem atenți cu ce se întâmplă în capul nostru, putem să beneficiem în trupul nostru de un răspuns. Vreau să vă zic pe românește feedback, dar mi-a fost jenă de copii ăștia care au uitat cuvântul ecou și vreau să le aduc aminte, asta înseamnă. Dacă suntem atenți că suntem într-o pădure și strigăm la vecinul nostru și la ceilalți, să nu uităm că de fapt ecoul, feedback-ul de care v-am zis, este cel care ne reglează viața. Strigăm că îl iubim pe vecin, bineînțeles că ecoul ne va transmite că și el ne iubește. Strigăm că îl urâm, apoi să știți că asta vom auzi în urechile noastre. Așadar, să plecăm astăzi cu gândul că avem o mare șansă, aceea de a ieși din starea noastră de confort. Asta înseamnă izgonirea lui Adam din rai, pentru că acolo unde este inima noastră, acolo unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.